Salutare, dragii mei! Conducta de apă, tot a pornit de la conducta aceasta de apă. Aici doream să facem bucătăria de vară, dar am modificat. Deci vine în felul următor. Conducta de apă și canalizare vine aici. Mergem la linie cu temelie până acolo. Facem un 8x5 prima oară, după care facem două extensii. Filmează, te rog, și acolo unde am început, în partea aceea. Faza este următoarea, dragii mei. Tot a pornit de la o chestie, că am spus că facem o hală cu un office și o bucătărie de vară. Vom face aici în felul următor, experimental, 8 metri pe 5 metri, cu extensie dreapta, extensie stânga, adică spre stradă, iar în dreapta spre spate. Și faza este următoarea, facem experimental o construcție de 8 metri lungime pe 5 metri, living open space cu bucătărie, toaletă în spate, scară, urci la etaj 2-3 dormitoare cu încă o toaletă, adică însemnând în partea de sus cabină de duș, bideu, WC-ul și chiuvetă. Iar jos vom pune, bineînțeles că suntem normal la cap, vom pune cada, că acolo se va aduna o tonă de apă, că avem o cadă șmecheră tare, cu jacuzzi, cu tot ce trebuie. Și această construcție va fi din beton. Beton armat, bineînțeles. BCA de 25. 20, depinde, urmează să ne hotărâm. Termopane open space dintre astea. Termopane, ca să vezi, frate, nu ne zgârcim cu chichinețele alea de geamuri. Deci recomand lumina naturală cât mai mult. Va fi o casă pasivă. Și vă voi spune și costurile. Țineți aproape. Pentru că, așa cum v-am spus în clipul anterior, postat acum vreo 10-15 clipuri în urmă, vom face totul la metru pătrat să vedem cât costă construcția. Experimental, în 2024.